Bolile și suferințele noastre pot să fie cel mai bun profesor al nostru. Emil Cioran spunea că boala este al cincelea nostru anotimp. Sună foarte frumos, dar ce înseamnă asta din perspectivă terapeutică? Asta înseamnă că boala și suferința este inevitabilă, la fel ca anotimpurile și la fel ca anotimpurile există o vreme în care e nevoie să facem ceva anume, specific, în acest anotimp al nostru. Hai să vedem ce anume. Hai să, hai să ne gândim la următoarea întrebare. nu Ce faci cu viața ta? Încotro te îndrepti. Care este boala ta? Care e suferința ta? Poate sunt adicții, poate e boală fizică, cronică, autoimună, poate că e boală relațională sau poate ai conflicte interioare, poate ai anxietate, depresie. Care e boala? Care e suferința? Și ce te poate învăța ea? E foarte important să ne întrebăm acest lucru. Ce boala ta și suferința ta nu este o condamnare, nu este un blestem, nu este un accident, este un mesaj. Dacă mergi într-un greșit, și în față este o prăpastie, și mergi spre prăpastie și cazi în ea și mori, viața, pentru că te iubește, îți ia energia. Îți dă o boală, îți dă o durere fizică sau relațională sau psihologică sau spirituală și îți spune uite-te înapoi la tine. Uite-te la tine, fă introspecție, întreabă-te ce greșesc, unde-i dizarmonia, unde-i dezechilibrul, unde nu-mi respect ritmul. Și cu asta începe al cincilea nostru anul timp, cu adevărat.